găsit, prieteni! Casa în care vă invităm alături de noi astăzi este plină de povești, ca orice casă de altfel. Un soț, o soție, copii care au crescut mari, nepoții care au crescut și ei mari, dar în plus o poveste care nu se găsește în casele multora dintre noi este aceea despre cei 25 de ani de misiune creștină în închisorile românești. Motiv pentru care poetul Viorel Horea Țânțaș, cândva ofițer în cadrul penitenciarului Gherla, a și numit-o pe gazda noastră Maica Tereza a pușcăriilor românești. Suntem acasă la doamna Lidia Dan sau Lidana, pseudonimul său literar, pentru că nu este doar autoarea acestui maraton incredibil de misiune în penitenciarele românești, ci este și o autoare îndrăgită, frumoasă, așa că sunt multe povești de descoperit în această întâlnire în care vă invităm să ne însoțiți. O poveste frumoasă, așa mi s-a părut mie și asta după mulți ani, pentru că atunci probabil că v-a durut rău, este povestea momentului când, perioadei când erați o fericită studentă la litere în Cluj-Napoca și a venit ziua în care vi s-a spus că nu mai puteți fi studentă. Pentru că, de ce? A fost pentru mine un moment important, ca să spun semnificativ, pentru că ni s-a obligat, ne-am fost obligate din UTM întâi și pe urmă din facultate să renunțăm la credința în Dumnezeu. UTM, ce e UTM? Că astăzi nu știu. Una Tineretului Muncitor, lăsați-mă în pace. Și sigur că întâi am fost exmatriculată din UTM și apoi o altă Lidie, că am fost două Lidii, eu eram la Română Istorie, cealaltă era din Timișoara la Română Pură și a fost o întâlnire în care nu se poate uita. La un 1 martie l-am numit mărțișorul veșniciei, când am fost invitată, sala arhiplină, casa universitarilor, veniți din București, veniți ministrul învățământului, lume multă. Și Nicolae Ceaușescu, așa? Și Nicolae Ceaușescu încă nu era președinte, da. Și am fost invitate în față să venim. Dacă renunțăm la credința în Dumnezeu și vrem să rămânem la facultate, am spus amândouă că nu renunțăm la Dumnezeu. Deși voiați să rămâneți în facultate. Vroiam să rămânem, vroiam să finalizăm ce am început, că așa e normal. Erați pe final cu facultatea. Pe final, da. Și știați care e scopul acelei întâlniri, că urmează să fiți pusă păi la știam, zi. Pentru că întâi am fost exmatriculate, date afară din UTM și știam că urmează perioada aceasta. Și am fost poftite în față, iar cuvântul care din partea domnului decan, rector, mă rog, și fără să-i spun numele, nu contează, că îl știe toată lumea. Din acea perioadă. Din acea perioadă, că acum este și strada respectivă cu același nume, ne-a poftit marș afară. Îmi vine așa de greu să cred că a folosit cuvintele astea cuvintele într-o întâlnire în Casa Universitarilor, într-o întâlnire oficială. Păi gândiți-vă că pe timpul acela era o luptă extraordinară, politică să o numesc, și Dumnezeu nu trebuia să fie prezent. Așa că nu mă mir că ne-au poftit, să nu zic altfel, marș afară. Pentru mine a fost o zi plină de bucurie. Nelu era afară, mă aștepta. Erați căsătoriți? Nu. Era doar logodnicul. Da. Și am compus în cărțile care le-am pus mărțișorul veșniciei. L-am considerat 1 martie ca ceva, un dar deosebit. Am fost bucuroasă, am zis cea mai fericită zi din viața noastră, etc. Sigur că n-a fost ușor, mi-am găsit greu de lucru. În sfârșit ne-am căsătorit în 60. Am fost vânzătoare, am muncit. Păi părinții doriseră să fiți vânzătoare, să lucrați în comerț. Exact. Și fără știrea lor v-ați înscris la facultate. Da, fără știrea lor, e adevărat. Tatăl meu a fost șef de magazin, mama era cu clase puține, dar foarte harnică și toată ziua îmi spunea, mie mi înveți în pauză și la ore. Acasă muncești. Am fost cea mai mare, trebuia să muncesc pe când vinea. Și ce nu pot uita, îmi făcea verificarea curățeniei, nu unde se vede, unde nu se vede, în colțuri, unde nu se vede, să vadă dacă am făcut. Deci ați învățat lecția despre lucrurile care nu se văd? Nu se văd, da. Din copilărie. Din copilărie, da. Pe urmă, am
Nelu, eu nu știam, cum nici acum nu știu foarte multe lucruri, el era un om deosebit, cunoștea și-a făcut ceva la minister, nu știu cum, că pe amândouă ne-a reprimit în 63 și am terminat în 64 facultatea. După 2 sau 3 ani? După 3 ani, da. Ați fost da. Reprimită. Reprimită și am terminat, mă rog, sigur, profesoară la țară, că nu era atunci în Pânace, în Dăbâca, nu știu unde. Și pe urmă am iarăși un moment mai deosebit, să-l numesc verișor de-ai mei, care acum sunt în Germania, el e foarte mare pictor, foarte mare, renumit, deși n-a făcut nici măcar școala populară de artă. Ca cum îl cheamă? Dobocan Dorel. Și puteți intra să vedeți. O să-l căutăm. În sfârșit, căutați. Și a venit odată în vizită și a spus, ia, păi și la vară mi-a testul, nu știam ce la test. Cine să vă facă testul? Că a venit cu cineva, aha, cu un prieten de-a lui. Tot în testul, da. Nu știu ce avea și i-am dat o foaie de hârtie, mi-a făcut pătrățele, acolo tot ceva, eu nici nu știam ce la test. Am scris pur și simplu, am desenat. Ce-ar fi? Uh-huh. Cu ce te ocupi? Ce-ar fi să pictezi tipul respectiv? Am ridicat din numer, m-am înscris la Școala Populară de Artă, am avut foarte multe expoziții până... A, că testul ăla s-a dovedit că, s-a dovedit că am inclinație, da. Și atunci, tablourile care vă umplu casa, spun. Păi am făcut și la liceul ăsta din Dâmbu Rotund, am făcut fai de mine într-un hol mare, frescă, începând cu formarea poporului român până în 1877, am făcut mozaic, deci m-am ocupat cu multe și... Nelu, că mă vedea așa neastâmpărată, și ce-ar fi să faci expoziții? Și atunci am început, m-a venit cu mine la București, la Timișoara, expoziții, 25 de expoziții, n-are rost. Timp în care, e adevărat că nu mai mergeam la biserică, n-aveam timp. Nelu mergea, eu mai puțin. El fiind, era deja medic stomatolog? Da, medic stomatolog, dar a făcut și generalist, și fotograf, așa... cu talente extraordinare. Dacă vă spun cum l-a chemat Domnul Iisus, n-are rost. Tot cu o minune. Și veneam de la o expoziție din Timișoara și pe tren eu totdeauna îmi duceam ceva să citesc, să fac și vis-a-vis de mine Josip Papadis din Iordania a venit să facă facultatea aici și mă întreabă de Dumnezeu cu tare la ce biserică mergi. Și atunci am simțit ceva în mine că lipsisem o vreme de la biserică. Mă rog pentru tine să mergi la biserică. Nu. Și atunci am reînceput. De unde era omul? Iordania. Student în Cluj. Acolo am cunoscut. Nu spun că porma s-a locuit la noi, am dat de mâncare. Dacă ești creștin? Creștin era. Creștin. Păi da. Creștin și pe urmă m-a dus într-un grup creștin unde se adunau că pe timpul ăla, știi, nu prea era voie așa. Deci Dumnezeu a lucrat în felul lui. Dar... pentru mine a fost un moment în care m-am dus din nou în biserica din Iris și știu că zic, Dumnezeu lucrează. Acum n-aș vrea să vorbesc prea multe, dar am avut un neastâmpăr tot timpul în mine. Să fac ceva, să dreg, să fac. Nelu avea mult mai mare neastâmpăr pozitiv. Da. El a și înființat școala sanitară din Cluj-Napoca. Școala care și acum este, cu toate că s-a înființat și în Arad și în București, unde nu mai sunt, dar în Cluj și acum rezistă. Da, a fost deosebit, deosebit. Da, ați crezut că vă faceți pictoriță, probabil, nu? Da, da, așa. Și visam să mă duc în străinătate, păi... Nu mă se visuri. Păi nu vă spun, uitați-vă, de exemplu, acum mi-am scos și un catalog de artă și aici păi, era director la Muzeul de Artă care nu m-a lăsat până nu mi l-am scos, nu mi-am făcut expoziții și în sfârșit, da. Deci lucrurile erau aranjate. Aranjate de sus în jos, e așa le văd. Și totuși s-au schimbat. În sensul că, și să nu uităm că după ce, nu știu dacă după ce, dar după ce v-ați întors în biserica din Iris, au fost taberele în casa pe care, cabana pe care ați pus-o la dispoziția tinerilor da, să se strângă. Stai puțin, că a fost aici o istorie, pentru că Nelu era foarte activ și am fost în foarte multe excursii, am mers în multe țări, numai în Australia n-a fost, fratele lui acum e în America. Și
El, când, în timpul cât era, noi ne mutasem, nu spun câte greutăți, la mama am stat pe urmă, pe altă stradă, n-aveam unde aici, ne-a primit o familie într-o cămăruță. Dar când am venit pe strada Mănăștur, în mine a pornit un gând. Păi cum stați aici și voi nu mergeți la munte, aici o să fie gălăgie, așa și așa? Și m-am dus la, că eram și în Uniunea Scriitorilor membra și eu făcut o ieșire la Răcătău, eu îmi doream să fie un loc de munte, să am apă curgătoare sau simfonia apelor și așa. Și când m-am dus acolo, am văzut, ar fi istorie lungă, am și scris, dar n-are rost să spun prea multe. Doar să spunem că sunt multe cărți pe care le-ați semnat, da, și pe care oamenii le pot găsi, le să pot afle găsi și mai multe decât da, să le, dar nu la librărie, noastră, să știu, nu le vând cărțile, le dau, așa că dacă aha, să vă să caute, caute direct, pe mine. Bine. Să mă caute, deci voi ați colțul ăsta de inspirație. Da, și doream căsuță să avem, nu vă spun că așa a început povestea, când a venit, eu deja am și făcut târgul cu persoana, când ne-am dus acolo, am și văzut pe Balea Răcătăului. Să cumpărați? Da, am vorbit tot și când a venit Nelu, i-am spus copiii de partea lui, nu ne trebuie nicio casă, că dacă așa, dar m-a lăsat să fac eu ce vreau. Și atunci m-am ocupat o vreme, în sfârșit, de primăvara până toamna târziu, meșterul s-a îmbolnăvit și casa nu s-a terminat și atunci zice Nelu, hai să mă duc să văd despre ce este vorba. Și venind acolo a adus niște frați dintr-o localitate, au terminat cabana și de acolo au pornit. Asta a fost înainte, în 80, în 80, 1980, pentru că atunci murise sora lui cea mai mare. Și la, mă rog, în mormântarea care a avut loc, Cristina s-a dus cu alt Cristina, grup în altă, da, fica în altă, și Valentin, care era fiul, mai mic, fiul, a venit cu noi, ne-am dus la Răcătău, acolo și, într-adevăr, așa să zic, decembrie n-am mai prins zăpada până foarte mare tot, dar am avut și un accident de mașină, a intrat autobusul noi, domnule, nu s-o strica mașina, du-te încolo, că era motorul în spate la copinii care le aveam, deci... Da, era o căsuță pe care o vreați pentru familie. Cum a ajuns să fie pusă la dispoziția grupurilor de grupurilor. Tineri? Nelu, care era un om, a venit cu ideea taberelor. Deci soțul v-a lăsat să vă faceți plăcerea asta, după care v-a furat-o. După care... Și pe urmă am zis, Doamne, dar într-adevăr, de ce să fie numai pentru noi? Și m-am bucurat cum Dumnezeu a schimbat. Primele tabere creștine acolo au fost la Răcătău. Păi am poze în care și Beni, care vorba aia, Beni fără Beni Gău, fără e cineva, dar acolo în căsuța veche și nu m-am astâmpărat, că după Revoluție imediat am mai cumpărat teren, am făcut casa deci mare. Deci făcut primele tabere în pe vremea comunismului. Pe vremea comunismului au fost acolo. Că nu era voie să fie că tabără. Era dar discret oamenii veneau străinii, dar nici nu vorbeau pe Valea Răcătăului. Să nu se știe că străini. Să nu se știe că nu vorbesc limba. Da, și culmea când era acolo, când nu spun câte întâmplări, ce cine vine în Răcătău și din bun se face rău, era vorba lor. Și au zis, cine vine Răcătău se apropie de Dumnezeu. Deci a fost o lucrare extraordinară acolo. A lui Dumnezeu. A lui Dumnezeu. Da, pentru că ați avut o idee, dar ideea v-a depășit. Da, a devenit un bun multora. Eu zic că și ideea vine de la Dumnezeu. Că eu am vrut la început o căsuță pentru noi și Dumnezeu a făcut-o pentru alții. Și ideea mersului în penitenciare cum a venit? Ideea mersului în penitenciar a venit că am făcut mai multe grupe. Nelu la Iris, grup de rugăciune, pe urmă grupul Betania l-am făcut eu numai cu femei și mai târziu grupul de închisori după 90. Până atunci ați mai visat să mergeți în închisori? Și, v-a trecut prin cap da, așa ceva? Și la grupul acesta de rugăciune, Betania, așa l-am numit Betania, până în ziua de astăzi ne mai strângem, dar acum o dată pe lună, atunci în fiecare săptămână, timpul era altfel atunci. Și la încheiam cu rugăciune, discuții și rugăciune și în timpul cât m-am rugat, vă spun așa ceva, deci experiențe de acestea directe cu Dumnezeu nu le poți uita, nici compara, nici nimic. Atunci când m-am rugat, am simțit în mine o dorință vie și am început să plâng în rugăciune, trebuie să mergem în închisori, că Dumnezeu ne trimite și acolo. Dar se citise ceva pe tema da, asta? Da, citisem din Matei că am fost bolnav, am fost în cele șase direcții în care am fost străin, m-ați primit, am fost bolnav, Matei 25. M-ați îmbrăcat. Da. Și în final și era... Și în final era, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Mărturisesc că n-am avut pe nimeni în temniță, nici nu știam cum e acolo. Dar am simțit din partea lui Dumnezeu, nu din partea mea, trebuie să merg acolo. Și când ne-am ridicat din rugăciune,
toată o zi, du-te tu, ce tot vorbești chestiile astea, așa, așa. Încă pe vremea comunistă era? Da, sigur, în 80 și ceva, în 86, 87, da. Și, în sfârșit, am început și în cenaclu, cu întâlnirile, scriam, mă rog, așa, și la Revoluție, când a fost, eu m-am pensionat imediat, la limită, că atunci era o lege că te poți pensiona, nu trebuia să împlinești anii de pensionare. Și, în sfârșit, Cristina s-a căsătorit, între timp și Orest era aici și la Revoluție, mergeam și strigam, nu știu ce, în sfârșit. Ați ieșit la Revoluție? Da, pe stradă, acolo, în centru, da. Sigur. Se trăgea? Da. Și ați fost acolo? Am fost acolo. Eu aveam atunci expoziție la Muzeul de Artă, la muzeul ăsta din... Da. Etnografic? Sau? Da, da, etnografic. Acolo aveam expoziție. Pe memo. Acolo aveam expoziția. Uh-huh. Și... De ce ați ieșit în stradă? Păi am ieșit că toți ieșeau. O ieșit toți acolo, se făceau, strigă-te și da, și cu pericolul? Pericolul era că, deci, mă rog, noi credeam că va fi bine și nu știu ce, dar nu vreau să comentez. Nu, mă refer la momentul acela când erați în stradă cu lumea și... Cu lumea și am strigat, trăiască și așa, și așa, și așa, dar... Nu mi-am închipuit eu că, mă rog, eu atunci visam să mă duc, să fac expoziții în străinătate și așa, și așa, și așa. Și parcă dorința de a merge în închisori se așternuse peste această dorință, alte dorințe de ale mele, să mă duc cu expoziția acolo, dincolo, dincolo, până când Dumnezeu m-a trezit. Și cumnatul meu, Ion Achim, el mersește în închisori și mi-a spus, uite-te, sunt și femei la Gherla, uh-huh, că atunci erau acolo. Ei, am început în 90, în decembrie, m-am dus fără să cunosc vreun regulament sau ceva, am avut întâmplări nepotrivite sau neplăcute, că nu știam, că nu știi cum să te comporți, m-au și interzis, că eu le primeam scrisoare, toate se plângeau, vai, ne-ați adus, ce ne-ați adus? Și îmi dădeau scrisoarele și... Eu le-am primit, pe când nu aveam voie să le primesc, mm-hmm, nu știam. Da. Am fost interdicție o perioadă. Până v-ați învățat lecția. Am învățat lecția, m-am rugat, am plâns, Dumnezeu m-a ajutat în sfârșit și recunosc că atunci nu aveam echipă, dar biserica din Iris, că făceam parte acolo, mai multe surori le dădeam adresele și ele făceau pachete. Că la deci v-ați îngropit o echipă. Da, o echipă, da. Echipă în sensul acesta, da. Cum a fost prima vizită sau, mă rog, primele vizite? Pentru că tot ce ați trăit a fost acel moment special în care ați simțit că, în urma textului citit, da, din Biblie, că trebuie să mergeți în închisoare. A trecut ceva timp, că era încă perioada comunistă, da, nu puteați, da, merge. Și când în sfârșit ați ajuns, cum a fost ce ați găsit acolo, în comparație cu așteptările pe care poate le-ați avut? Cum să-ți spun, nu eram, e adevărat, nu eram pregătită să știu cum să mă port sau așa, de aceea am avut și anumite situații dureroase, de exemplu să mergi tu până la Vaslui și pentru că nu era nu știu ce semnătură pe aprobare, trebuia să nu mă lase să intru, deci am trecut și nu m-a lăsat. Și nu m-a lăsat și am venit de acolo înapoi. Dar treptat am înțeles, nu vă spun că, pe urmă când s-au eliberat, le-am primit în casă. Dar atunci, la prima vizită, cum v-au primit femeile? Femeile m-au primit bine, m-au îmbrățișat, ce ne-ați adus, vă fără rog. Să vă știe, fără să mă știe, dată. Uitați eu, dar e drept că am început plângând. Le-am citit textul din Biblie și am plâns când l-am citit textul acela din Matei. Uitați, aici este Domnul Iisus. Nu am venit eu, că El, așa, așa, așa. Deci, așa a început istoria și pentru ele. De aceea mă bucur că multe din acelea care au fost atunci, când au ieșit, s-au întors la Domnul și au venit și au încheiat legământul, s-au botezat, în sfârșit. Comunic cu ele. Una este plecată acum în Irlanda, una a tot plecat și în Austria și acum este aici, soțul e bolnav, am vizitat și la spital și așa, deci țin legătura cu ele. Dar știți câte au fost de-a lungul timpului cu care ați interacționat în nu știu câte penitenciare din țară? N-aș putea să spun, am însă o listă unde, pe care le scriu numele lor, acum dăm voie să spun că am și un loc unde mă rog. Și acolo, în locul unde eu mă rog, numesc altarul personal,
mă rog, pe baza unui verset biblic, în bunătatea ta ne asculți prin minuni Dumnezeul mântuirii noastre. Și ultima listă este cea cu femeii liberate și atunci mă rog și pentru ele. Le-am vizitat pe multe pe care am putut să le vizitez acasă. Deci țin legătura cu ele atât corespondență cât și la care le-am telefonul, m-am dus, l-am vizitat. Ce v-a fost sau vă e cel mai greu în, cum să zic, misiunea asta? Faptul că nu le puteți duce suficiente lucruri materiale, faptul că nu vă puteți, nu știu, poate regăsi în ele foarte mult, comunica cu ele, ce e cel mai greu? N-aș putea să văd partea negativă, n-aș vrea, în sensul că... Păi nu, dar dacă o vedeți, spuneți-ne ca să învățăm realitatea cum da, e. Da, adică nu-ți spun că n-am fost furat odată, de mai multe ori. Știam. Da, și pe drum, și direct după ce le-am primit înăuntru, dar... Și pe drum, pe tren, spre penitenciar și acasă când v-am vizitat. Da. Tocmai veneam din Iași, de la penitenciar și se urcă doi în cabină acolo și zic, nu ne dați cu tare. Și când să mă duc să caut că ceva bani, între timp mi-au luat tot. Inclusiv cu buletinul, cu tot. Și ați scris cumva o scrisorică pentru hoț, nu? Stimate domn hoț, poftim, soport cu mine și... Dumnezeu să cerceteze cu Duhul Sfânt inima ta. Și cum continuă scrisoarea, semnat cu suspinul rugăciunii, cea păgubită de tine, Lidia Dan. Nu-ți spun că le port cu mine și eu... Dacă fură bagajul, să găsească și epistola. Deci, dar, bun, deci furat, ziceam de lucruri... Lucrul cel mai greu sau lucrurile cele mai grele pe care le-ați trăit în misiunea asta? Ce vi s-a părut cel mai greu? Să ajungeți la inima femeilor? Să nu fiți în stare să le duceți suficiente ajutoare materiale? Acum mergem în echipă mai multe și eu mereu spun lucrul acesta. Este foarte bine ce facem acolo. Este foarte bine. Dar după ce ies ele afară, lucrarea trebuie să continue și atunci mi se pare mai greu. Păi de acolo, de unde, înțelegi? Și trebuie să-și facă o viață, da. Serviciu, casă. Cu serviciu, cu tot. Deci asta e partea cea mai grea. Da, partea cea mai grea, dar asta este, să zic, dorința inimii mele și de aceea am listă acolo cu ele eliberate, comunic cu ele, fie prin scrisori, fie că le-am vizitat pe unele și am toată încrederea în puterea lui Dumnezeu, care lucrează în felul lui, cu fiecare persoană. Sigur că plâng de multe ori când văd încremenirea lor, că au venit la mine acasă și mi-au spus mă pocăiesc și cu tare și nu, și am adresa și am telefoanele. Dar mă bucur de cele care au făcut pasul acesta și chiar am fost la... botezul lor, a fost și Nelu, a fost și un cor de aici, la Drăgășani, din Cluj. Acolo a fost extraordinar, s-a botezat prietena mea, eu le numesc prietene, nu vreau să le dau numele acum. Prietene, cum ziceai și Iisus, da. Mă numesc prieteni. Prietene, da. De acolo ați învățat, de acolo v-ați inspirat. De acolo. Cât de mult ați plâns? Nu mă întreba. Că nu vreau. De bucurie. Pentru că sunt și cazuri fericite, așa cum ați spus. Sunt și mă bucur că vin chiar în biserică la Iris. Și oare de ce depinde restaurarea după câte ați văzut? Acum dăm voie să spun, să mă raportez la Scriptură. Din cele patru categorii de pământuri, numai unul rodește. Dacă ai spus cuvântul și l-ai uitat de ea, cel rău știe ce să facă. Deci trebuie ținută legătura neapărat și după ce ies de acolo. Pentru că, eu știu, vin ca să primească și așa mai departe, dar după ce ies afară. Deci aici trebuie accentuat și le spun mereu, vizitate, rugăciunea pentru ele și încrederea mea este total în Dumnezeu și pentru mine cuvântul nu se întoarce fără rod. De aceea eu când mă rog și mulțumesc, Doamne, știu că Tu faci minunea și atunci înșir numele prietenilor mele și mă bucur că
multe s-au întors. Am comunicat și cu preoții de acolo, deci pentru mine nu există că e preoții. Și nu există nici discriminare în funcție de faptele comise? Nici nu ne uităm. Și mereu le spun și la grupurile care le am, nu te uiți înapoi, pentru că pentru mine tot mă raportez la Scriptură. Dumnezeu a spus, ești plot, ești acolo, nu privi în urmă. Deci nu te uiți în urmă, ai fost acolo, Dumnezeu te-a iertat, nu te mai uiți, te uiți spre Dumnezeu și spre cuvântul Lui. Și nu se uită nici cei care dau mâna de ajutor, pentru că suntem tentați să ne uităm care e istoria omului pe care îl ajutăm. Să criticăm. Și poate nu ne mai place. Exact, să criticăm. Și eu spun mereu, nu te uita și nu critica. Dar cum v-ați păstrat încrederea în faptul că Dumnezeu face minuni, după ce ați pățit multe lucruri neplăcute, după ce multe femei v-au spus că vor să fie devină credincioase și n-au făcut lucrul ăsta, și totuși vă uitați înainte și cu încredere și acordați credit fiecărei da, parte. Da, mă uit pentru că eu tot ce fac, aici este un principiu care mi este valabil în toate direcțiile, tot ce fac, fac de dragul Domnului Iisus și numele Lui. Nu fac nici de dragul meu, nici de dragul ei. Deci am toată încrederea că cuvântul nu se întoarce fără rod, dar trebuie noi să depășim această linie care ne-o trage, zic eu, cel rău de a judeca prima dată. Păi vezi, i-am făcut atâtea și tot acolo. Și nu numai că nu m-a răsplătit, dar m-a și păgubit. Nu mai are rost să mai fac. Da. Și zic, până în ultima clipă a vieții, eu fac de dragul Domnului, pentru că și câți nu s-au întors în momentul plecării. Dacă atunci și Dumnezeu știe cum să lucreze. Deci pentru mine cea mai grea bătălie este în mine între ce spune Domnul să mă încred în El și în ce spune mintea mea sau X sau Y. Aici e o bătălie în toate direcțiile și le spun și la echipă, nu mă uit la ce fac ele, mă uit la ce spune Domnul, le iert, le iubesc, le îmbrățișez și am toată nădejdea, speranța care nu mă omoare. Că Dumnezeu lucrează. E adevărat că între timp lucrurile s-au schimbat mult, sunt organizații acum chiar și în Cluj-Napoca ce au nevoie de voluntari, trebuie doar să îi căutăm și să ne oferim timpul și ne dau ei de lucru și aranjează ei relația cu penitenciarele. Între timp s-au strâns multe cărți de eseuri, de poezii pe care le semnați, chiar și câteva o cărticică de cântări pe care cineva vi le-a pus pe note și așa că există acum și un CD cu cântece semnate de Lidana. Sunt alți interpreți, nu cântați dumneavoastră, dar... Dar când și eu. Și? Da, cum și? Să nu, că așa, așa. Încep așa, cântările. Un CD pe care l-a realizat Nova Records și pentru CD și pentru cărți oamenii trebuie să vă caute direct, nu? Da. Bine. Dar aici și... vreau să spun un lucru, pentru că l-am învățat și îl transmit și altora. Pentru că supărările ne dau cele mai multe boli. Și doctorul Hammer spune lucrul acesta. Toate supărările de aici. Și atunci mi-am făcut o cutiuță aici, una dintre ele, că, în care am zis, Doamne, toate supărările ți le dau ție eu, dacă le pun în mine, mă îmbolnăvesc. Și așa am început eu să cânt. I-am dat supărările Domnului și am început să cânt. Și pe urmă m-a ajutat cineva și le-am pus pe note. Iar prima cântare care, la care m-am gândit a fost pentru prietenele mele și pentru mine împreună. Pot să cânt măcar? Da, vă rog. Cu asta încheiem chiar. Da. De nu era iubirea-ți, Doamne, scăldată în îndurarea ta, de nu erai și bunătate, unde era viața mea, fără îndelunga ta răbdare, în ce adânc mă prăbușam, de nu-mi iertai fără de legea, de nu-mi uitai păcatul greu, cum îmi purtam prin viață pașii, ca osânditul cel mai rău, și cum aveam în mine pace, de nu-mi dădea cuvântul tău, cum aș putea de-acum, Iisuse,
Să fiu altfel cu cei din jur decât iubind pe fiecare și cu blândețe să-i cuprind, smerit să umblu pe cărare și mâini spre alții să întind și cu răbdare să iert totul. Așa cum tu m-ai învățat, ca bucuria tot întregul să fie dar îmbelșugat și în slujire fiecare să-l dăruiască celuilalt.